Te-ai gândit la... Aoleu! Deci jur că parcă ai unul în chiloți aici. Salutare gașcă și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă și astăzi, dragilor, sunt din nou împreună cu iubita mea Adriana. Aveți linkul canalului ei de YouTube în descriere. Dați-i și ei un subscribe pentru că astăzi când vedeți voi clipul ăsta, cred că o să postez și ea un video, probabil, nu? Probabil să apară azi, da. Da, așa că dați-i și ei un subscribe și astăzi a venit momentul pe care nu credeam că o să-l văd vreodată pe canalul de YouTube Radu Chirilă și anume o să testăm care dintre noi doi este mai pervers. Și mai mult decât atât, o să vă testăm și pe voi, așa. Că, bă, sunteți perverși? Care dintre voi e pervers acolo în spatele monitorului? Hai să vă văd! Așa că lăsați în secțiunea de comentarii pe durata videoclipului ce lucruri ați văzut voi în clipul de astăzi, pentru că sunt sigur că mulți dintre voi o să cadă în capcana perseverii... Cum? Ok, în capcana perversității, dragilor, așa că, iubita mea, ți-am pregătit aici un test, l-am găsit pe internet, o să-i dăm play imediat la el, nu știu ce conține testul ăsta, dar scrie așa, verifică cât de pervers ești, așa că o să vedem care dintre noi doi e mai pervers astăzi, oricum o să contorizăm și la sfârșit o să declarăm perversul vlogului, să zic așa, dar stați ca băieți, că suntem cu ochii pe voi, să vedem în secțiunea de comentarii ce lăsați acolo și dacă cumva să sunteți și voi la fel de perverși ca noi sau doar noi suntem așa? Deși nu cred, așa că nu încercați să ne mințiți, da? Ok? Pentru că ne dăm seama care a văzut și ce a văzut. Nu o dați cotită, ok? Bine, bine, hai că vă credem. Apăsați acum butonul de like să strângem 25.000 de like-uri la vlogul ăsta, să apară și partea a doua și hai să-i dăm bătaie. Apropo, noi suntem freșuiți rău de tot de la Prozis și eu și iubita mea, așa că aveți un link în descriere de la Prozis și aveți și un cod de reducere Radu pe care îl puteți folosi pentru 10% discount la orice fel de comandă. Și apropo, dacă folosiți codul Radu, să vedeți că vă apar niște produse acolo în plus. Încercați și voi să vedeți ce produse vă apar la comanda voastră. Ok, hai să-i dăm bătaie. Haide. Iubite, ești pregătit, da? Nu sunt, dar hai. Hai să-i dau play la testul ăsta să vedem ce nebunii ne-au pregătit ăștia. Ok, prima poză. Băi, eu deja văd... Eu văd o pernă de gât care atârnă de o geantă în spatele unei femei. Asta ai văzut-o prima dată? Uite, se vede foarte clar. Nu știu, mă, eu vedeam altceva prima dată, e, dar prima dată. Gol? Da, un fund gol. Hai, cum să fie fund. De ce n-ai cum să fii fund gol? Ce gaurare. Prea mare gaură, n-ai cum să fii fund. Păi, ai și tu dreptate, ai și tu dreptate, dar chiar și așa, primul impact vizual este că... Nu, deci chiar nu, la poza asta chiar nu-i nicio iluzie, nu-i niciun impact. Da, dacă stau mă uit mai bine... Uite, deci te uiți și vezi doar o pernă, nu vezi nimic, chiar nu-i vezi. Bine, hai, dacă mă uit mai bine, ai dreptate, dar... Ok, așa e, așa e, se vede destul de bine. Băi, ce e asta, frățică? Asta e cam urât, eu cișmea, eu cișmea? Nu, o băi, bine, nu iarăși... strapitoare, o țâșnitoare. Țâșnitoare, cișmea ce-o fi, dar iarăși zici că uite, cum ai observat, frățică, că e cișmea? Oi, uite! Păi am văzut și eu că e un pic de apă pe lângă, dar... E o țâșnitoare, dar... de unde bea apă. Păi, dar e perversă rău de tot, adică uite-te și tu un pic. Băi, aici e de clar, deci la prima mai e cum mai e, aici e de clar că... S-a gândit mintea perversă din mine. Hai să nu o dau o cotită. Ce? Tu nu recunoști? N-ai văzut prima dată? Ai văzut, cred că, cișmeaua prima dată. Păi eu cișmea, uite. Bine, următoarea. Nu. Mamă, ce e asta, frățică? Două fotoli. Două, da. Nu? Păi da, tu iarăși. Păi ce faci, mă? Sunt două chestii din alea așa pe care te pui și stai așa, nu? Păi ori fi, mă, dar uită-te și tu un pic cum arată, zici că e o femeie care stă în genunchi. Hai, mă, să fim serioși, că așa arată, mă jur. Dar oricum e dubioasă. Ce femeie are cocoașele alea pe spate? Și că parcă e cămilă, nu are. Da, mă, da, oricum. Două fotoli, uite așa, puse una lângă alta. Da, sau canapele, ce-or fi. Da, corect. Hai că aici eu nu mai mult inclus. Știi cum e asem? Uite, dacă te uiți așa, parcă sunt două râme care se pupă. Uite, așa. Ce două râme care se... Uite, așa. Doamne, ce imaginație ai, frățică. Două râme care se pupă. Uite, ele vin așa încolocite. Se... Doamne, ferește. Râme care se pupă. Da, Doamne, uite la ce mă gândesc eu. Dacă deja pierd. Dacă îi pui un ochișor și o guriță. Ia, următoarea poză. Băi, zici că asta e în fundul gol, frățioare. Nu, dar cum să aibă așa fund zbârcit? Cum? Cum să
Bă, uite ce iluzie aici, frățică. Ofi, măi, da, uite, n-are cum. Bă, da, haide, nu. Deci eu chiar am crezut că e în fondul gol asta. N-are cum să ai bărșa în fondul zbârcit, mai că e tânără, uite. Dar nu-i zbârcit, mă, ba, că uite-te da. Un pic. Bă, ăla nu-i fost zbârcit, hai să nu exagerăm. Băi, doamne, ferește. Băi, dar tu chiar ești Caterin, că le vezi numai ok pe nu toate. Nu le văd ok, dar nu pot. Dar de ce să-mi imaginez un fond zbârcit când pot să-i văd încheietura ăla? Doamne, ferește. Deci eu nu i-am văzut încheietura lui ăla. S-a și potrivit perfect, frate. Așa. Dar s-a potrivit perfect, mă rog. Da, în fine, nu știu ce ai tu în minte, da. Băi, deci nu, că n-ai cum să nu fii perversă deloc, serios. Uite, ia. E piciorul copilului, să văd. Băi, deci eu nu cred că e piciorul copilului. Asta îți pare ție la prima vedere piciorul copilului? Tu glumești? Păi da, e Rozaliu. Deci nu te cred. Nu te cred că asta ți s-o păru la prima vedere. Ci că e piciorul copilului? Da, dar bine, nu eu cred, știu că... Nu cred, frate, deci nu te cred. N-ai cum așa, nu. Uite și tu, e piciorul, e piciorul lui Zeracu. E piciorul, mă, dar tu, pe bune, uite-te și tu, zi-mi sincer acum. Îți spun sincer că-i văd degețelele. Deci nu te cred, nu. Uite degețelul. Doamne ferește, băi, cum mă să vezi degețelul? Băi, nu cred, frățică. Uite ce arhitectură au făcut ăștia. Stai că nu-mi dau seama, la ce să mă uit în pădata. Băi, o fi o stea aici sau... A, jos. Ce, nu, nu. Nici n-am văzut ce... Cred că n-ai văzut. Nu, mă uitam așa aici, zic, stai că trebuie să bat ceva pe cer sau undeva. Îți dai seama ce arhitecți au făcut asta, câtă muncă au depus. Da, mă gândesc că bate soarele ciudat și bate soarele ciudat, de că fapt, nu cred că este... au făcut arhitecția uite, chiar așa. E un trifoi. Ce mă, trifoi? E un trifoi, uite, e așa, cu trei foi și cum bate soarele așa, unul s-a lungit un pic, știi că vine soarele din partea asta. Da, mă, ai dreptate. Vai, Doamne ferește. Dar e a fost tare, dacă înțelegi ce vreau să zic. Arhitectul de a făcut Păi, nu s-a gândit că poate bate soarele altfel? Păi poate să bate oricum, că el tot așa se mișcă. E ca o limbă de ceas. O să se miște tot așa. Păi o să se miște tot așa, păi, dar el nu s-a gândit că poate o să facă pe asfalt niște forme din astea mai da, ciudate. Păi cine stă să... Mă declar aici. Aici nu am gândit-o, nu știu, pervers sau nu știu ce. Ia uite aici. Măi, aici chiar nu, deci jur că parcă ai un chiloț aici. Deci nu-mi dau seama. Deci hai, îți pun un punct și ție. Hai, dar chiar văd, nu. Pe cineva în chiloț. Zici că ăla cu barbă și pălării, zici că e în chiloț. Dar cu care-i faza? Tot nu-mi dau seama. Pe bune, că nu ți-ai dat seama? Nu. Deci aici e un panou din ăsta în față și el stă atârnat așa pe panou ăla, ca și cum s-ar uita la patinoar, dar aici e pancardă cum ar veni. Păi și ce pancardă e asta numai cu jumătate de om? Păi dacă e pancarda până aici, mă? Înțeleg. Și el stă pe asta. Da, da. Ia uitați-vă, da. Bă. Dar tot parcă erau picioarele lui și el în chiloț. Păi, tocmai da, asta zic. Asta zic. Ia. Ia uite. Băi, ce poze. Ce? Nu? Ce cu ăla de? Nu ține în mână. E arbitru ăsta? Ba, e arbitru. Și ține aia, cartonașele, nu? Unde? Aici în mână. Păi nu, aia e mâna lui sau ceva. Nu, cred că e aia de cartonașe sau ceva. Păi aia e de cartonașe, zici da, tu. Da, că n-ai cum să ai mână. Nu, mă, cred că ține mâna așa, cred că o ține așa, uite, așa e, o ține. Sau mâna, n-a. Adică pregătiți să ridici mâna sus, zici că cartonaș roșu, lasă mingea, vin încoace, bam, da, lovitură liberă. Nu, eu zic că e pregătit așa, stă pe fază. A, greu, greu. Hai, așa. Recunoaște, prima dată te-ai gândit că e... Nu m-am gândit la nimic, domnule, lasă-mă fac. Iubire. Dar n-am ce să recunosc, că doar se vede că e ceva. Păi n-ai cum să nu te gândești, bine. Ia poza asta. Fii atentă, deci zici că astea două sunt crăcănate. Zici că una din ele e crăcănată și una stă în partea aia. Da, dar e ciudat că se văd doar trei picioare, știi? Păi da, dar cred că una gen are piciorul în partea cealaltă și una e crăcănată aici. Deci așa mi se pare. Așa pare, da, așa e, așa pare. Nu mă, dar greu observi că de fapt sunt două persoane diferite. O persoană într-o parte, o persoană într-o parte, dar greu vezi. Aici mă declar pervers. Tu nu? Să zicem? Să zicem că nu mi-am dat seama, cred că stă aia crăcănat așa, hai. Băi, cu câtă timiditare, să zicem, dar eu nu prea am văzut, că eu nu prea am. Păi mă gândeam că trebuie să fie o chestie de genul, ia. Săracele jucării cum s-au proptit acolo. Mai stau și cu gurile căscate.
Băi, dar cum frățică s-au nimerit să fie chiar dinozauri ăștia care urlă? Nu, no, e clar. Da, copilul. Pervers. Dar cine i-a pus așa? Cine i-a pus așa? Dar uite că se împungă, mă, adică nu e ca și cum i-a proptit cineva așa special. Deci nu e nicio chestie așa, o iluzie, gen, chiar. Chiar pare că... chiar așa i-a pus cineva. Băi. Dar nu-i nimica, fix așa ce fix, ce vezi aia lui, adică nu-i nimic. Băi, ești pervers, o. De ce? Dar ești pervers. Ia ceva? Nu știu, dar poate pur și simplu, nu știu. Aia-i mama copilului și îl cară în spate. Mă, dar să știi că tu ai dreptate, ăștia nu spuși de nimeni, ăștia așa au făcut ăștia jucăria. Păi da. Doamne, să mă ferească. Păi nu cred că așa ai făcut o jucărie, dar cred că așa s-o amestecat prin pachet acolo, dar poate aia e mama lui și îl cară, frate, și el zice: "Vreau mâncare! Vreau mâncare!" Și el: "Stai că îți dau acum." A? Da. Ar putea fi. Normal, bineînțeles. Ar putea fi. Da. Oricum se împerveri și amândoi, ce să mai. Ia. Vai, ce e acolo, frățică? Hoi, ce e acolo, mă? E umbră, nu? E umbră. E umbra piciorului. Deci tu chiar ai văzut umbră acolo? E umbră, nu? Pare că are niște picioare foarte subțiri, fata asta. Păi da, mă, e umbră. Dar? Dar pe bune că tu ai văzut o umbră. Păi e umbră, ce poate să fie, că e o fată. Mai știi? Mai știi? Uite, e umbra genunchiului, se vede perfect. Se vede perfect. Ce pot să zic? Ce că se vede perfect. Băi, tu cred că... Deci tu cauți iluzia, tu asta ești acum. Dar prima dată, jură-te că ai văzut prima dată... Am văzut umbra. Deci uite, aici m-am uitat prima oară. Îți spun sincer, m-am uitat fix în mijloc aici și am văzut chestia așa de la genunchi. Uite, și mi-am dat seama că bate lumina. Doamne, ce explicație științifică aici, fratele meu. Băi! Mai tu ești stricat. Nu. Deci la mine cresc punctele aici, parcă le și văd. Pervers. Hei, perversule, Ia uite de la asta. Ești sigur că legale pozele astea sunt în ele? Da. Păi este o poză normală, mă. Ce vrei dacă ăla are borseta așa? Are borsete și el, săracu, na. Băi, da, hai, ai zis-o. Ți-am și pus un punct deja. Ai zis-o, nu mai poți să... Ai zis-o, ești perversă. Te-ai gândit la nenorociri. Te-ai gândit la... Aolo, ia uite, săracu. Dar ce e o rasă de câine-o fi ăsta? Hai, wow, haide, că e... Deci nu pot să cred că eu am acceptat challenge-ul ăsta, că n-am știut ce mă bag. Hai, că dacă e, ești perversă. Ia stai să vedem aici. Ți-am crescut punctul. Hai, că mi-am pus și mie, pentru că m-am gândit. Nu pot să spun că nu, nu pot să neg, într-adevăr, dar ai o borsetă acolo. Ai chiar o borsetă acolo. Da, e o borsetă, doar că stă așa, mai clar. Stă mai... E borseta chiar aia pentru special, făcută pentru a da mâncare la câini, recompensă când îi dresezi. Mamă, dar ce câine mare. Da, da. Cine știe ce rasă o fi asta? Ok, ia să vedem următoarea poză. Băi, fratele meu. Mai, dar asta e o poză modificată. Nu e o poză modificată, mă. Cum să fie o poză modificată? Eu zic că e o poză modificată. Nu, mă. Pur și simplu s-o nimerit ca ăla când stătea acolo să treacă ăla prin spatele lui. Păi da, dar mi se pare că e așa de... Adică... E perfectă? Nu, gen, e prea mică la și gen, totuși e aproape de el. Nu mi se pare să fie atât de departe de el. Păi nu, mă, dar trece prin spatele lui, mă. Păi trece prin spatele lui, așa mică. Păi dacă trece la 5 metri? Da, nu știu, mi se pare un pic modificată poza asta. Bă, da, acum, hai să fim serioși, te-ai gândit la nenorociri? M-am gândit la nenorociri, că-i vezi picioarele omului, că ies pe acolo, dar nu ca și cum îl naște acum. Da, mă, da, hai, dar nu-i vorba de născut, e vorba de mâna lui. Ah. Crezi că zici că să-l naști, să-l nască. Doamne ferește, frățică. Deci pe bune tu te-ai gândit la naștere? Da. Ferească Dumnezeu, fratele meu, deci noi nu gândim la fel. M-am gândit la naștere, normal. Și oricum copiii vin cu capul înainte, nu cu picioarele. Doamne ferește, eu mă gândeam la... Dacă înțelegi ce vreau să zic, adică... Ferește. Nu, am crezut că te referi la naștere. Mi-am pus un punct acolo mie deja. Ia uite, s-a gândit la naștere, frățică. Nu știu ce să înțeleg. Ia uite, mă, că a fost și ultima poză. Gata? Deci te-ai gândit la naștere și ia uite, mă. Ia, te-ai gândit la naștere. E clară treaba, nu vă mai zic rezultatele, pentru că o vedeți și voi, perversul vlogului. E aici, în fața voastră, din păcate. N-am ce să mai zic, frățică. Deci, iubirea mea, nu știu care-i faza. Ori ai tras neapărat să vezi care-i faza cu fotografia aia, că știai că e un test. Ori tu chiar nu ești pervers.
Nu știu, iubito, care-i treaba, dar las că vedem noi. Poate în partea a doua. Lăsați în secțiunea în comentarii dacă vreți să facem și partea a doua, dragilor. Da, da, da. Cu mine nu, deci pentru mine rușine asta nu mai gata. Ce rușine, mă, că te-ai uitat la niște poze să vezi dacă te gândești la prostiță. Uite, rușine, nu mă mai uit. Ok, dragilor, sper că ați lăsat și voi secțiunea de comentarii pentru fiecare poză în parte sau măcar la marea majoritate dintre ele, ce părere ați avut și dacă ați văzut, dacă ați gândit-o chiar așa cum, mă rog, o gândi marea majoritate dintre noi sau pur și simplu ați văzut exact ce se află în poză. Ei bine, dragilor, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem 25.000 de like-uri la vlogul ăsta. Nu uitați să dați un share să vadă și prietenii voștri, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, pentru că ar fi foarte șmecher să ne strângem anul acesta până la sfârșitul lui decembrie 700.000 de abonați pe canal, așa că toată puterea stă în noi, fraților. Eu am fost Radu, eu am fost Adriana și noi ne revedem foarte, foarte curând cu un nou clip absolut genial. V-am pupat, ciao-les! Put it on me.